găsit, dragi prieteni, sunteți pe as.ro live, component al echipei Steaua Eurofantastic în acum 15 ani, deși pare greu de crezut că a trecut atât timp de atunci. De asemenea, cu succese, cu trofee în campionatul Olandei la Ajax și în cel al Elveției la FC Sion. În ultima perioadă s-a ocupat de Academia Stelei, de Centru de Copii și Juniori, dar nu numai despre lucrul acesta, ci mult mai multe chestiuni făcute la CSA Steaua. Discutăm, și o aventură mică, dacă nu mă înșel, și în Statele Unite, sper să ne povestească și despre asta. Discutăm despre toate acestea cu George Ogăraru. Bună dimineața! Bună dimineața! Prezentare frumoasă! Da, mulțumesc! Bună dimineața și bine mulțumim că ai acceptat! George, n-ai fost la meciul ăla, dar ieri sunt 15 ani, au trecut 15 ani de la Steaua cu Real. Tu plecase și la Ajax, nu? Îți dai seama cât timp a trecut? Din păcate? Da! Nu că ai fi bătrân, Doamne ferește! Nu, nu, în niciun caz, suntem tineri. A trecut multă vreme. E o amintire nefericită care putea să fie și o performanță extraordinară. Pentru că dacă n-ar fi fost acel autogol, poate că vorbeam 20 ceva de mii de un rezultat extraordinar. Tribun. Da. În tribun. George, tu octombrie, zic bine, octombrie 89, prima dată când te duci la... Nu, a fost mai înainte. A fost mai înainte, a fost undeva în august. În august. În august, selecția, dacă selecția, vorbești, da. Nu? Mamă, 89. Da, înainte de Revoluție. După care eu am luat selecția și după care am luat o pauză pentru că a venit Revoluția. Și ce s-a întâmplat atunci? Adică te-ai dus, ai luat selecția? Am luat selecția, am mers la câteva antrenamente, mă rog, până în decembrie. La domnul Radu Troi? La domnul Radu Troi, da. M-a selectat așa dintre toți ceilalți, mi-a motivat ulterior că selecția a fost că puteam să alerg mult. Și zice, uite-mă, unul care poate să aleargă, să alerge. Asta sigur este foame. Câți ani aveai atunci? Atunci aveam 9 ani, 89. Și alergai de rupeai? Alergam tare. Da, a mai existat și altă variantă în afară de fotbal? Sau ai fost fiert pe mic? De mic, ai existat și altceva? Am jucat box, uite, în premieră. Ai făcut box? Am făcut box, da. Da, m-a dus tata la box și după... Nu, stai după prima săptămână, tu, George Ogăraru, ai fost la box? Da, după prima săptămână de școală m-a scos tata de la box. Deci ai făcut o săptămână. Făceam practică și la școală și atunci a zis nu e bine. Nu e bine ca și mă dedicat. Cum ai ajuns la box? Aveam un bloc, doi vecini care făceau box și veneau cu mănuși, erau mai mari, veneau cu mănuși și făceam sparing. Și sparing în scara blocului. Începuse să-mi placă și a zis, hai, luați-l și pe el. Box. Și făcut. La Urbis, Doamne, cum arată acum stadionul. Știi că a fost luat un cetățean arab care făcea grătar în mijlocul stadionului. Vorbesc serios, nu e bășcălie. Da, l-a cumpărat, nu știu ce a făcut după Revoluție și acum este pârloagă. Da. Am făcut box, după care am făcut atletism. De aia alergai? Da. Nu, și... serios? Da. Dar fotbalul... Nu, alergam și de ce alergam? Alergam pentru că am crescut 6 ani la țară, la bunici, în nordul Moldovei și aveam un imaj din ăla mare... Unde era tot al meu. E frumoasă, acum nu înțelege nimeni. Când ai zis că alergai pe imaș, să uită și zici, unde alergam? Da, ce e imaș? Da, e cu H sau cum e imaș? Cum se scrie? Și alergai acolo? Da, în Libertate, în picioarele goale, bineînțeles. Senzațional. Cea mai mare bucurie pe care mi-a făcut-o părinții să-mi ofere genul ăsta de experiență. Dar tu ai rămas cu chestiunile astea. Vezi, noi suntem alterați, noi cumpărăm ouăle de Paște direct vopsite. Dar tu te mai duci, te mai îmbraci în costum popular și așa mai departe. Adică ai mai rămas cu treaba asta. Deci au trecut 35 de ani. Se pare că sămânța bună pusă la timpul potrivit acolo în pământ dă roade mai târziu. Mai e ceva acolo? Adică se mai păstrează tradițiile? Da. La fel, nu e alterat. Da, și am rămas foarte aproape. După cum poate știi, când am venit din Olanda, noi am făcut un popas la Iași. Am stat o perioadă pentru că vroiam ca copiii noștri să experimenteze și ei tot ceea ce înseamnă tradiții. De asta ați rămas, da? Da. Și acolo fiind o spiritualitate mai profundă în zona Moldovei. De București unde nu mai nimic. Am stat și acolo un an jumătate. Și tot la fel cei mici? Da, tot așa. N-ai văzut că mergem împreună să colindăm, da. Da, dar la voi e ceva normal, știi, pentru noi ar părea ipocrizie dacă mă acum și mă îmbrac în straie populare și vin cu... Ai să râzi, o să-ți vină foarte bine. Știi că au și chimirul ăla din piele. Și ele curg bine așa, asta e bine că nu se... Și îl strângi până unde vrei tu. Da. Ce însemna selecție pe vremea aia? Câți copii veneau? Că acum la o selecție vin 8 veneau, au fost, sau 10. Veneau mulți copii. Cred că au fost vreo 100 de copii la selecția respectivă și am rămas doar 2. Dar nici nu erau alternative. Dintr-o 100 ați rămas 2? Da. Da, a fost pe mai multe zile selecția organizată.
și a selectat doi, care am și ulterior... Cunoscut și celălalt? Adică a jucat în continuare, cel cu care ai rămas? Da, bine, a avut o mică experiență, Dorin Cristache îl chema și a ajuns și el la nivel de profesionist. Am avut o grupă bună. Bun, și după aia a venit Revoluția. După aceea a venit... Și cât ai făcut pauză sau cât a fost? Când s-au reluat? A fost cam, cred că jumătate de an. Wow, jumătate deci de tu an. Știai că ai luat, dar nu prea mai aveai unde să te duci. Da. Am făcut acea pauză, după care am reluat antrenamentele. Da. Dar comparativ așa, cu ce se întâmplă în ziua de astăzi, mai ales că ești șef la Academie acolo, câți copii vin? Adică câți vin la un... Se dă un anunț că domnule Steaua are nevoie de grupă, nu știu, 2008. Încă nu am făcut o selecție din aceasta așa, în toată puterea cuvântului, vrem să facem acum în primăvară. Vreau să facem să fac ca o comparație, adică dacă veneau 100 de copii, cât s-a schimbat societatea? În ultima perioadă nu au mai venit așa. Eu am experimentat în ultima perioadă și această... repulsie, să zicem, a copiilor față de partea asta a Academiei. Da, să vin, să mă antrenez, să duc și școala în același timp. Pentru... deși sunt foarte mulți copii care merg la fotbal acum, pentru că au și facilități. Atunci nu aveai... Țin minte că eu am dat selecția pe un teren de zgură, care acum la noi este un teren artificial de dimensiuni foarte potrivite și de o super calitate. Se duceau copiii. Bine, da, mergeau pentru că nu aveau alternativă. Gândește-te că acum sunt tentații peste tot, au alternative și e foarte greu să iei. E o provocare ca să poți să-i ții la fotbal. Deci trebuie să te adaptezi cu toate metodele astea noi pentru a le capta atenția. Atenția care este o problemă de asemenea, pentru că toate device-urile astea nu fac decât să le fure atenția. Mai ușor cu alergatul. Și mai ales răbdarea, da. Dar unde e bătătorul din spatele blocului? Acolo se petreceau toate, la bătătorul ăla, jucai și 21 și diri-diri și la mălai și așa mai departe. Da, și ăia care erau bunicei se vedeau acolo. Da. Și așa... Nu mai sunt. Erau și parcări în trecut. Erau parcări, dar parcările nu erau folosite, că nu erau așa multe mașini, dacă mai ții minte. Și exista Maidanul, exista curtea școlii, exista loc pe stradă unde să poți juca și se dezvolta tehnica altfel. Acum trebuie să creezi în cadrul Academiei locuri unde să nu intervii asupra dezvoltării copiilor ca să le dai această deci libertate. S-a schimbat în 30 de ani. 30 de ani au trecut. Da. Erai din ăla cu coltucul de pâine care pleca dimineața și mai întorcea când venise și în București? Nu. Erai cu minte? Eram foarte, foarte cu minte pentru că făcusem această tranziție de la... Imaș de la sat la oraș, unde era destul de... locuri, metrou. Exact. Stai, nu închide. Voiam să te rog să te abonezi la canal și la notificări ca să ai parte de noutățile din sport cu zâmbet în continuare. Ne vedem la știri.